După ierni în care zăpada abundentă creează probleme în degajarea căilor de acces, o soluție vehiculată de ceva timp pentru rezolvarea, măcar parțială, a necazurilor pricinuite de căderile mari de zăpadă o reprezintă crearea perdelelor forestiere de-a lungul drumurilor principale. Cu această idee tehnică par a fi de acord din ce în ce mai multe persoane cu posibilități de decizie pe această temă. Așa cum s-a văzut acum 2-3 săptămâni, atunci când vin zăpezile abundente pe căile de comunicație, în primul rând drumuri, că sunt ele autostrăzi naționale sau județene, chiar și comunale, este absolut necesar să avem perdele forestiere. S-a văzut în această iarnă că parazăpezile instalate n-au făcut față, sunt instalații insuficiente pentru a rezolva problema și atunci se impune crearea acestor perdele forestiere. Crearea perdelelor forestiere are o singură mare problemă care trebuie rezolvată, acceptul proprietarilor de-a lungul căilor de comunicații. Deci și structurile statului, prin Ministerul de Resort, în special Regia Națională a Pădurilor, prin Direcția Silvică și Ocoale Silvice, au potențialul de logistică, și mă refer în primul rând la poeți, pentru a contribui, conform legislației în vigoare, la constituirea acestor perdele forestiere. Ele sunt foarte importante, nu numai că protejează căile de comunicație, dar ei sunt utile și pentru agricultură. Asta e un alt subiect care poate va fi abordat altă dată. Dar perdelele forestiere sunt modalitatea cea mai sănătoasă utilizată în țările dezvoltate de a rezolva problema zăpezirilor. Importanța realizării acestor perdele forestiere ne-a fost explicată de aceeași persoană, directorul Direcției Silvice, Giurgiu. Sunt foarte importante, nu numai că protejează căile de comunicație, dar ei sunt utile și pentru agricultură. Asta e un alt subiect care poate va fi abordat altă dată. Dar perdele forestiere sunt modalitatea cea mai sănătoasă utilizată în țările dezvoltate de a rezolva problema zăpezirilor. Cum această tematică este abordată la nivel național, rămânem deocamdată cu speranța că în cel mai scurt timp ideile vor fi puse în practică.